întrebare. Ce credeți că este asta? 10 puncte pentru cine răspunde corect. Pana, stăm într-un hotel cinematograf. Super. Am stat. Mă rog, cu temă. E și drăguț. Suntem pe etajul dedicat epocii comuniste. Da, fiecare etaj are câte o temă. Doar că noi suntem obișnuiți cu chestiile astea, că le-am avut și noi în casă, probabil. Deci ăsta a fost primul cinematograf din țară. Când a fost construit? În 1899, scrie acolo pe acea plăcuță. Tare! Stare Kino se numește locul. Și mișto că este chiar pe strada... principală. Și o Trkovska principală. Frumos! Bun, și acum ne îndreptăm spre Muzeul Cinematografiei, dar mai întâi să mâncăm ceva. Și sunt o grămadă, am citit că sunt peste 70. Și este cea mai mare colecție de picturi din astea murale din Polonia. Și arată foarte, foarte mișto, da. Ce tare că iar au menținut o clădire și au transformat-o în ceva util, adică OFF, centru comercial creativ. Este plin de locuri din astea hipsterești în Buci. Da, restaurantele, barurile și locurile de aici sunt asemănătoare ăstuia. Aici, lângă fabrică. Am ajuns și la Muzeul Cinematografiei. Avem parte de un tur privat și cât o așteptăm pe doamna care o să ne povestească, așteptăm în acest cinematograf, care am înțeles că pe vremuri era grajdul palatului. Clădirea este un fost palat. I said that young people sometimes don't know that fur was cut with scissors, and that's true. Yeah. And some youngsters don't know that the real film looks like this. So this is the place that we may inform youngsters about old times of cinematography. Here we show some old editing rooms, editing tables from 50s, 60s, and 70s. This is from the 50s, and you see, okay, your hands were here, but you must have had used your legs because it was backwards, forwards, and stop, like in the car. Uh-huh. Yeah. So the pedals move the pedals, plates? Okay, interesting. Wow. Yeah. Deci uitați-vă cum arăta o masă de editare în anii 50. Okay, one film meant one shot in the past. Who was Lev Kuleshov? And we are giving this information about his experiment. He copied one shot of Ivan Mozhukin, very famous Russian actor, and he showed it to the viewers. First, it was Mozhukin's face with a coffin. Next try was Mozhukin's face with a plate of hot soup. Third was Mozhukin's face, and so on and so on. And people were, wow, they loved the way Mozhukin played. But Kuleshov said, listen, every time you see the same shot, mm-hmm. So something is going on in your mind, you see two shots spliced together and you think about something. You see for the next time the same shot with another one, You think about completely different things. So film editing is telling the story, but also it's manipulated. We'll be right back.
foarte interesant, nu? Da, da, chiar tare. Nu-l ratați. Nu. Dacă veniți, wow! Am ajuns la gală. La timp. La timp. Uite, da, ce ceață e, bă, băiatule. Vorba aia, era o ceață să tai cu puțin. Ți-am zis că nu doar că avem internet, dar și funcționează. Nu. Serios? Da. Ce tare. I know, right? Da, eu editez, n-am nevoie, dar... Good job. Știu, 10 puncte pentru Polonia. Adică nu doar că au, dar merge. 20 de puncte la acest caz. 20 de puncte.